Un copil și două femei au ajuns la două spitale noaptea trecută după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de alta care ieșea de pe un drum lăturalnic. S-a întâmplat pe drumul județean 703A din Argeș, în comuna Poiana Lacului. O șoferiță în vârstă de 58 de ani din București a ieșit cu un BMW seria 1 de pe un drum comunal fără să se asigure și a lovit loganul. În urma impactului, mașina a fost proiectată într-un stâlp de înaltă tensiune din beton. La volanul loganului se afla o șoferiță din comuna Cocu, în vârstă de 35 de ani, care nu a putut evita impactul. Atât aceasta cât și pasagerii aflați în autoturism cu ea, copilul ei în vârstă de 10 ani și o altă femeie în vârstă de 21 de ani au fost răniți. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe care au preluat victimele și le-au transportat la Spitalul Județean Argeș, respectiv Spitalul de Pediatrie din Pitești, unde în urma investigațiilor s-a constatat că au multiple răni și traumatisme și au rămas internați. Poliția a deschis o anchetă și un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.